Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a declarat că Elisabeta Lipă nu va uita cu siguranță de unde a plecat. Este 10 ani de oraș, de onoare în orașului și un om cu mare caracter și merită locul de ministru sau ce, ministru al sportului? Da, 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 al tineretului și sportului. Da, îl merită locul ăla. Deci un om absolut extraordinar, în afara rezultatelor ei și a performanțelor avut în trecut. E un om de mare caracter care merită, vă dați spun, să ocupe fotonul de ministru. Sunt onorată. Prioritate mai mare pentru mine nu poate exista decât calificarea mai multor sportivi la Rio. Mai avem sportivi și îi vom susține ca să se califice și să cucerească medalii. Știu problemele din sportul românesc, dar dați-mi, vă rog, puțin timp, abia am fost numită. Nu s-a pus deocamdată problema bugetului, dar mă voi zbate ca sportul să aibă un buget, grație căruia să ne prezentăm onorabil la Jocurile Olimpice. Cunosc că sporturi precum box, judo au finanțarea blocată. Dacă trecem cu bine de parlament, mă voi ocupa. A venit pe nepregătite numirea mea. Sunt conștientă că este vorba despre maximum un an de zile, dar vă promit că fotoliul de ministru nu mă va schimba în niciun fel. Sunt o luptătoare, a declarat Elisabeta Lipă la un post de televiziune cu profil sportiv. De-a lungul carierei sale, Elisabeta Lipă a cucerit 5 medalii de aur, 2 medalii de argint și o medalie de bronz la Jocurile Olimpice. La campionatele mondiale, Lipa a cucerit o medalie de aur, 10 medalii de argint și 2 medalii de bronz. Elisabeta Lipă, în vârstă de 51 de ani, este chestor de poliție și este președinte al Federației Române de Canotaj, dar și președinte al Clubului Sportiv Dinamo. Tot ea este primul canotor care a câștigat vreodată 6 medalii olimpice, primul canotor care a câștigat vreodată 7 medalii olimpice, dar și primul canotor care a câștigat vreodată 8 medalii olimpice. Elisabeta Lipă este și prima femeie care deține gradul de general în România, cea mai în vârstă canotoare care a câștigat aurul olimpic la vârsta de 39 de ani și tot ea deține recordul de 20 de ani între câștigarea a 2 medalii olimpice de aur.